Îmi amintesc în anul 2019, în luna iunie. Toți eram fericiți. O fugărem împreună cu Maia Sandu pe Plăcădiu. În blant la comisie de la Veneția, scoatem o hotărâre care au răsturnat hotărârile Curții Constituționale. Ne-am luptat mult și erau mandate pregătite de arest pentru toți deputații și câțiva avocați. Inclusiv eu, Maxim Lebedinski, care stăteam în Parlamentul Republicii Moldova și ajutam majoritatea formată dintre PAS și PSRM să dăm jos acea guvernare dictatorială. Ne-am bucurat, am avut un prim-ministru, până la urmă nu s-a isprăvit, a fost resetată guvernarea. Populația a cerut, dați alegeri, dați-o, aducem pe Maia Sandu, că o să ne facă bine, o să ne facă stat de drept. Ce avem astăzi? Numai nu stat de drept. Noi am promovat atunci împreună cu Consiliul Europei, cu Uniunea Europeană, cu Statele Unite, strategii, plan de acțiuni, modificare de Constituție, multe, multe acții, inclusiv pentru lupta cu spălarea banilor. Toate actele au fost adoptate, sunt în vigoare. Ce a vrut în schimb guvernarea asta? Să-l dea jos pe Stoianoglu. De ce? Ca să prea control asupra sistemului procuraturii. Acum îi înțeleg că la toamnă o să fie destul de tristă situația, îi înțeleg că oricum protestele o să crească, deoarece astăzi noi plătim 2-3 cuburi de gaz, dar la toamnă o să fie destul de greu și lumea totul o să iasă la proteste masive. Și în cazul dat ce fac ei? S-au apucat de opoziție, invocând așa zisă luptă cu corupție. De ce? Ca să decapiteze opoziția de lideri. De ce? În speranța că nu o să aibă nimeni cine să conducă eventual proteste, numai că nu înțeleg că lumea o să iasă la proteste fără, chiar și fără lideri în cazul respective. De aceea, eu nu știu, dacă ei pretind că vor să ne ducă înspre Uniunea Europeană, lupta cu opoziția este contrar în principiu statului de drept și regulilor prevăzute în sistemul Uniunii Europene. De aceea, eu chiar îi invit pe ei să revină la normalitate și să-și amintească, este strategia și planul de acțiuni pe domeniul justiției și să ghideze ea în momentul în care inițiază careva reforme. Și închiderea, sperierea populației Republicii Moldova nu o să le aducă lor nici într-un caz satisfacție și fericire, într-un simplu motiv că noi sărăcim, zilnic. Zilnic nouă ne este tot mai greu a trăi și eu nu văd finalitate cu acest guvern, cu această guvernare și nu au capacitatea de a face consens larg. Ei, nu știu, acționează, am impresie cu frustrări. Nu le place Dodon, l-au închis, am înțeles. Alți lideri politici încearcă a fi vizați în careva dosare și înțeleg că dosarele sunt pe tindeje. Când citeam, așa zis, învinuire despre trădare de patrie, băi, eu sunt avocat, eu înțeleg ce înseamnă trădare de patrie și cum se califică asemenea noțiuni. Dar să invoși asta doar pentru ca să bagi omul în arest, asta nu este despre stat de drept. Ei acționează mult mai dur decât Plahotniuc și regret că am luptat pentru democrație, i-am adus pe ei la guvernare, i-am adus populația Republicii Moldova și astăzi ei își bat joc tot de populația Republicii Moldova. Sper să se trezească și populația țării, pentru că să-i dăm jos, pentru că altfel noi o să avem probleme destul de grave. Noi avem nevoie de un alt parlament, sănătos, curat, unde să fie iarăși dreapta cu stânga să se unească până la urmă și să avem un consens larg, fiindcă altfel, dacă un singur partid se află la guvernare, noi ne transformăm în dictatură și asta deja a demonstrat nu odată istoria Republicii Moldova. Deci invităm pe ei, poate își depun mandatele, poate provoc căderea guvernului și după care să nu mai poată investi un alt guvern ca să avem alegeri anticipate și să avem un parlament sănătos, curat, unde să există un echilibru, cel puțin dintre două partide, ca să readucem lucrurile la normalitate.